La fereastră, Șerban își mută cotul amorțit de pe muchia prevazului și schimbă cartea dintr-o mână în cealaltă. Era o carte cu chipuri și cu oase de morți. Cranii rânjind dintre file și schelete cu șira spinării deșurubată pentru numărătoarea vertebrelor. De două ceasuri, afară se zbuciumau nourii și foșneau tei zbătuți de vântoasă, într-o pregătire de furtună năpraznică, dar el nu le vedea și nu le simțea toate. Învățătura morții îi țintuia privirea în slova mărunt tipărită și la țestele cu orbite căscate, iar la rândul lor, tidvele îl priveau în față ca pe un cunoscut proaspăt, cu care vor prinde îndată strâns legământ. Toți frăținii în casă se simțeau atrași de cărțile viitorului ucenic în știința doftoricească. Pe urmă, după ce întorceau câteva foi, toți le împingeau la o parte, fiindcă nu puteau înfrunta amenințătoarea întrebare din găvanele negre. Alergau la viața și la isprăvile lor nebune. Porneau călări peste câmpuri, căutau locuri necunoscute de scăldătoare, în heleștaiele depărtate, nu-i mai încăpea lumea dintre cer și pământ. Seara reveneau însă să dea târcoale tomurilor, ademeniți de o chemare mai tare decât ei. Singur, Ilie, al patrulea frate și cel mai hâtru dintre dânsii, își râdea îndeopotrivă măsură și de sfiala lor și de rânjetul craniilor. Pe el îl înveselea înfățișarea caragioasă a unui schelet. Desena morții cu pălăria în cap și cu țigara în gură. Pe o coală întreagă zugrăvise chiar o moarte în batjocură, scăpând coasa din mână și luându-o la fugă cu pașii răschirați, fiindcă din urmă o alungau cu bulgări o ceată de flăcăi voinicoși. De toate mărimile, semănând leit cu cei 6 feciori ai căminarului Eminovici. Nu lipsea nici mezinul, Matei, cu sabia lui de lemn. Nu se uitase nici pe dânsul, ținându-se de șale și hohotind cum izbucnește câteodată în râs, nestăpânit, până la lacrimi. Încântat de izbutita ispravă pictoricească, prinsese zugrăveala înținte deasupra ușii la intrare. Lipsea căminarul de acasă pe o săptămână și ca întotdeauna atunci domnea oarecare destindere sub ochii blânzi și îngăduitori ai unei mame cu slăbiciune pentru toate năzbâtile copiilor. Dar Ilie tot n-a scăpat de o spolocanie zdravănă. Se întâmplă întocmai în acea zi să vină o mătușă de-a lor, maica Fevronia de la schidul Agafton. Și măcar că îndeopște nu-i abrașă, de data asta, după ce s-a crucit de asemenea nelegiuită de râdere, și-a ocărât nepotul cu vârf și îndesat. I-a amintit alte răutăți pe care le făcuse și le uitase, l-a pus să coboare de îndată pocitania din perete, și de îndată s-o scrumească în foc, pentru ca nu cumva să cheme moartea cea adevărată asupra unei case pline de ploduri. Pe urmă, a mai făcut o rugăciune a toate stăpânitorului să ierte astfel de păcătoase rătăciri. Superstiții, strânse din umerii înguști Șerban, afundându-și ochii mai îndrătnic în filele cărții cu știința ei măsurată și rece, care nu tolerează niciun fel de superstiție și de eres, fiindcă totul e explicat, cântărit și numit. Iar fiindcă în această știință unde totul este măsurat, explicat, cântărit și numit, nu încăpea loc pentru nicio prezicere despre ursita feciorilor Eminovici, ucenicul învățăturii doftoricești mai cu râvnă citea în litera cărții decât în semnele din zugrăveala lui Ilie și în bisericoasele închinăciuni ale Maicii Fevronia. Astfel, furtuna a rămas să se zbuciume singură, fără niciun privitor. Ori poate undeva, într-o poiană, în vreo margine de dumbravă, în vreo colibă de cioban, o aștepta numai acel Mihai ce nu mai dădea pe acasă cu zilele. O aștepta însă zadarnic, căci ploaia cu ropot răcoritor n-a fost pentru amiaza aceea. S-au zvârcolit norii sfârcuiți din urmă de vânturi înalte, au scăpat în nărstimpuri cât un ochi de cer adânc și ireal de albastru, îndată s-au năpustit alți balauri să înghită hulpav lumina cu negrele lor guri. Strop de apă însă n-a curs.
În van se oprea uneori răsuflarea înzăpușită a văzduhului. Atunci toate stăteau în neclintire și într-o tăcere spăimoasă. Frunzele tăilor spânzurau drept, florile de soara soarelui din prejurul casei rămâneau cu gâturile subțiri înclinate. Era o așteptare cu tremur lăuntric în tot cuprinsul. De foarte departe, din alte văi, de după alte coline, străbăteau tunete surde și poate acolo scăpărau fulgere. Numai acolo, pe alt tărâm. Aici, iar se dezlănțuia vântul, iarăși suna frunza tăilor și pornea să se vaiere nucul scorburos. Iarăși făceau mătănii smerite surorile soarelui și fâlfâia grăbit stolul de hulubi căutându-și alta de post mai bun, ca încă o dată să cadă toate în încremenire. Se dădea sus o luptă încleștată între puteri nevăzute, cu opintiri și pauze, fără să se întrebiruie și să-și afle descărcare. Lupta avea ceva dureros, încordat și măreț, ca o mai înaltă proiectare pe cer, a luptei care, mărunt și tainic, se dă între întunericul și lumina din orice suflet de om. Unii o văd aceasta, măcar o presimt. Șerban nu citea în semnele cerului. Cu ardoare de neofit, el citea în semnele cărții, limpezi acelea și cu numiri să se potrivească pe scheletele tuturor morților din lume. Tars și metatars, carp și metacarp, tibia și peroneu. Viața din afară ajungea deocamdată până la el materializată într-un roi de muște lipicioase și amarnic de supărătoare, pentru un atât de cufundat lector în învățăturile morții. Norii osteniți au trecut cu o pânză vânătă de ploaie peste unda moale a colinelor, departe, dincolo de Cucorâni și Bucecea, peste hotarul Bucovinei, spre alte tărâmuri. Aici s-a dezvelit cerul decolorat și sec. N-avea nicio frumusețe cerul acesta. Își pierduse adâncimea înfiorător de albastră. Uscăciunea văzduhului triumfase sterb. Alungase înainte de vreme potopul binefăcător. Frunzele au rămas însetate și ofilite. Lipsea umila recunoștință înviorată a tuturor creaturilor după ropotul care atârnă cercei de cleștar în urechea florilor, a frunzelor, a smicelelor de ramuri subțiri. Șerban n-a luat aminte nici la această învățătură a lumii de afară. Frunzele adineau ori zbuciumate în tremur, florile de sora soarelui cu fricoasele lor mătănii, hulubii zburdând neliniștiți de pe un acoperiș pe celălalt, tângeau după ploaie de care s-au temut, totuși o așteptaseră și acum le lipsea. Seninul cerului era mort, liniștea ogrăzii istovită. Se întinsese o uscăciune ca într-un suflet în care nu s-a petrecut nimic. Șerban nu le-a văzut acestea, deși erau încărcate de tâlcuri adânci. Ochii i-a înălțat mai târziu când a sunat țăcănit de copite, iar atunci privirea nu de iubire și de îmbucurare a fost plină. Căminarul Gheorghe Minovici, călare, drept ca un stâlp în șa, se oprise încruntat. Însă pentru alte pricini, nu fiind că ar fi simțit cumva această privire. Deocamdată, n-avea grijă a feciorului de la fereastră și nici nu-i stătea în fire să se întrebe ce poartă copiii săi în ochi și ce clocesc în minte. Pentru o clipă îl supăra lipsa slugilor din ogradă. Dădu glas puternic spre șuri. Costache, Ioane, măi Pintilie, măi! Un argat năvălit cu chica zbârlită. Se prăvălea înspăimântat ca la un strigăt de foc. Îndată, Coane Gheorgheș, îndată! Dormeai, hăidăule, hai! De asta vă hrănesc și vă plătesc eu simbrie, ca să vă faceți vacu în paie mișăilor. Dar unde se află una ca asta, boierule? Din șa, căminarul se plecă pe oblâng și scutură ușor cu codirișca harapnicului câteva fire de paie din claie de păr. Întrebă cu râs de încruntată bagiocură. Vrei să spui că nu dormeai, haramane? Atunci aiestea vântul ți l-a adus din cer, hai? Argatul s-o coti de prisos orice tăgadă. Pogorând pământ ochii încă buimaci de somn,
cu stânga greblându-și rămășițele de paie și cu dreapta apucând frâul. Mă lăsasem și eu un chicușor, stăpâne. Te-ai lăsat, hai? M-o lăsa și eu cu gârbaciul pe tine să nu mai poți dormi o săptămână pe spate, trântorule. Sluga se dădu în lături să pună oarecare depărtare între el și gârbaci. Dar căminarul, de data aceasta, îl iertă. Coborâ greoi din scări, fiindcă era înalt și lat la făptură, iar la cântăreala de Sfântul Gheorghe din astă primăvară, balanța îi mai arătase un adaos de ocă domnească. Icni, își scutură colbul de pe ciubote cu mânerul harabnicului, îl petrecu pe braț și cu mâinile în șold se opri să privească din urmă, argatul ducând de căpăstru calul înspumat. Harabnicul cu curele împletite se clătina încet, spânzurând ca un șarpe. Șarpele casei îl botezase Mihai. Strigă către rândași. Cată de-l șumăgește bine și nu-i dea apă până într-un ceas. N-aveți grijă, coane gheorgheși. Să n-am grijă? De nimică să n-am grijă, că aveți voi, hai? Am eu destule ale mele și pe deasupra, trebuie să mai o am și pe-a voastră. De când v-au băgat în cap toți bezmeticii zminteala lor cu dreptul la pământ, împroprietărire și alte baliverne de bonjuriști. Încruntarea mai dura în glas din puterea obiceiului, căci căminarul era om iute la mânie și vrăjmaș la gură, dar cutele dintre sprâncene se destindeau treptat. Netezindu-și barba castanie și scurtă, purtă cu plăcere privirea asupra ogrăzii și a careturilor, așa cum nu contenea cu nesat s-o facă de când cumpărase ipoteștii, și el se simțea în sfârșit stăpân pe pământul său de vecie. De aici își trăgea puterea crescând lăuntrui ca pripoarele primăverii, de câte ori îl împresurau necazurile și se apropia vadeaua datoriilor. Se mai iveau multe lipsuri dacă scormonea bine cu ochii, și ochii aceia albaștri și uneori cu luciri cenușii de oțel, bine învățase să scormonească metehnele unei gospodării plugărești. Câtă vreme au vegheat la soarta avutului străin și încredințat sie de pe dumbrăvenii. Dar o asemuire nu era cu putință. Acolo se contopiseră agonisel și moșteniri vechi, din tată în fiu. Feciorul se năștea în huzur, fără altă grijă decât să deprindă osteneala de abate din palme, ca visul de peste noapte să se prefacă în fapta de a doua zi. Aici era muncă de o singură viață de om, ridicat cu sudoarea frunții și împovărat cu 8 copii. Iar copiii sunt sac fără de fund. 6 băieți înseamnă 6 guri de hrănit pe la școli. 2 fete înseamnă 2 purcoaie de galbeni pentru zestre. Pentru cine alt, trudește el? Amintirea îi adânci cuta dintre sprâncene. Ochii săi se încrucișeară abia acum cu ochii lui Șerban. Băiatul coborî privirea în carte. Se trase după pavăza galben a unei flori de sora soarelui. Căminarul vrut să rostească anumite cuvinte de veche răfuială. Își lua seama. Pregătea el o răfuială mai mare cu toți. O răfuială generală. Urcă treptele de lemn care au scârțit de 7 ori sub pasul apăsat. Agăță harapnicul în stâlpul pridvorului, apoi cu fața spre ușă strigă. Hei, nu-i nimeni aici? Bună ziua, casă pustie! Pe loc răspunse glasul subțire al harietei din lăuntru. Îndată, tată, acum vin cu apa. Și peria, adă și măturița de straie. Și, n-aveam a ta grijă. A început și asta să mă scutească dânsa de grijile mele, bombăni căminarul. Să n-am grijă, să n-am grijă. Toți îi dau cu să n-am grijă. Dar harieta apărut cu brațele și cu mâinile încărcate, împingând ușa cu piciorul, și căminarul observă dintr-o scurtă privire că nu lipsește nimica. Socotica a fost nedrept măcar cu această copilă și crezu de cuvință să repare oropseala cu un cuvânt îmbunat care în aceeași vreme lovea peste umăr în veciorul de la fereastră. Așa da, fata tatei, nu pot spune că pe tine stric mâncarea de pomană ca pe alții. Acum asamenii taman cu italianul de la iarmarocul din Botoșani, care cântă dintr-o dată cu toate drăcăriile lui din cap, din picioare, din coate. Harieta, aflând că pentru ziua de azi e fata tatei, prinse curaj. Nici nu trebuia mult pentru aceasta. Îl rugă ridicând ochii și ispitindu-l cu alintare de pisică nedezmirdată de mult și de nimeni. Când ai să-mi erați mata și mie odată cum face talianul cela despre care tot aud eu? Haide, haide, vezi-ți mai întâi lungul nasului.
Harieta se uită cruciș la bumbul care ținea loc de nas. Spuse, îl văd, e cam micușor. Atunci, nu-l mai lungi, lasă-l așa, treci și fă-ți slujba. Slujba era întotdeauna aceeași când se întorcea căminarul de la câmp, iar Harieta și-o cunoștea mai bine decât lungul nasului. Se descotorsi pe rând de ulciorul cu apă, de blidul cu sopon și de ștergar. Sări ca o căpriță pe bancă să se ridice la înălțime și începu să scuture cămăturița colbul de pe straile asprului său părinte. Căminarul se răzucea greoi cu pieptul, cu umerii și cu spatele, supunându-se fără împotrivire la comanda fetiței. Spatele, acum umerii, acum fața. Iar Harieta se întrecea prelungind operația, fiindcă simțea o deosebită plăcere să vadă omul atât de mare și de temut, ascultându-o cu atâta îmblânzire. Gata și sănătate, anunță făcând de sus o reverență destul de obrăznicuță. Sări jos și sprăvi întâi a partea serviciului, trăgând de zor cu măturița pe pantalonii cu crețurile băgate în ciubote. Căminarul își încheie bumbii straiului de șiac, lucrat de rubedâniile ralucăi la schitul de maicea Cafton, pe urm își suflecă mânecile pentru a doua parte a orânduielii nestrămutată, ca mersul stelelor pe cer. Se apropie de marginea pridvorului pregătind palmele cupă peste pălimar, ca să primească apă pentru curățenia mâinilor și obrazului. Fără de care, cu vincioasă grijă, nu se cade a intra în casă un om întors de la treburile câmpului. Dar Harieta, tăbârcind ulciorul greu și burduhos, vrut să capete mai întâi răspuns la o întrebare ce de mult o rodea. Acum era prilejul cel rar, cât devenise și ea pentru scurt timp fata tatei. Tată, întrebă, oare ai purtat și mata antereu și șlic în tinerețile matale? Pe vremea când umblau boierii cum i-am văzut eu în portretele de la Dumbrăveni? Tare mi-ar fi plăcut mie să te văd cu fermene. În loc de răspunsul așteptat, căminarul îi făcu semn încruntat cu sprânceana că s-a isprăvit izvodul întrebărilor și că ar face mai bine să-și caute de îndatorințele sale. Ulciorul gâlgâi slobozind ața subțire de apă. În vreme ce își clăbucea colbul din barbă cu săpunul care mirosea a său de oaie, căminarul se muncea să-și lămurească de ce nu-i vin la îndemână asemenea pomeniri despre giubele, ișlicuri și fermenele. Fără niciun rost, îi aminteau boieria de dată nu prea veche și timpul când fecior de cântăreț la strană o pornise în viață cu picioarele de sculțe. Un amestec turbure și necontopit trăia în el. Uneori își apăra cu tărie obârșia, mai ales când avea a o da pildă feciorilor, ca să le intre în cap că toate drumurile se deschid numai celor ce se învrednicesc să-și facă loc zdravă în cucoatele. Alte ori, cu deosebire când era vorba de boierea nevestei și de pârcălabii din Hotin, din neamul socrului, stolnicul Vasile Iurașcu. Atunci, simțindu-se împuținat, se aprindea și lua la vale astea de șertăciuni menite să rămână îngropate în arhondologia țării Moldovei. Pitacul domnesc prin care vodă Mihai Sturza îi hărăzise rangul de boierie măruntă îi era scump. Îl mai costase și rușfet, ploconel pe la mulți sfinți și multă vreme pierdută. Fusese mai mult o mândrie a nevestei, trecând și lăsând urme și în el. Nu înțelegea așadar să-i pomenească nimeni din ce leat e pitacul și în ce chip l-a câștigat. Pe vremea când boierii veliți din neamul balșilor, pe lângă care s-au plășit și s-a ridicat, purtau ijlic și antereu asiaticesc. El, cinovnic la canțelaria baronului Mustață, n-avea drept la alt port decât acel ticălos al slujnicarilor. De atunci încă răvnea la mai mare, nu la ranguri de boierie, ci mai cu seamă la o înșghiebare de gospodărie temeinică și cruțată de grija zilei de mâine. A prins cheag, slab încă și încă puțin, dar l-a prins. A venit mai apoi și pitacul domnesc. Iar când a ajuns pe un început de treaptă a înălțărilor, s-au dus și straile asiaticești care o să beau rangurile boierești de prostime. S-au dus alungate de rocuri. Se mai duc și alte obiceiuri ale pământului. Răstimpuri cumplite de tulburare și prefaceri se arată. Țiganii au căpătat slobozenie și au umplut lumea de chirăieli. Acum acutează și clăcașii a ridicat glas. Intră în divan, cere pe viitorime oborârea belicurilor, adăjdilor și a havalelelor. Domnitorul și ocârmuirea le caută în coarne. Pitacul rămâne numai hârtie de fudulie în Besactea, într-o țară unde de avalma boieri și clăcași au să plătească dările fără osebire și unde se stinge numărul scutelnicilor, poslușnicilor și crisovoliților.
Căminarul Gheorghe Minovici își clăti gura și lepădă apa oțărât, ca și cum ar fi spălat toate necazurile și grijile cu dânsa. Harieta îi întinsese prosopul de pe umăr. Frecându-și obrazul și zbicindu-și barba, părintele se uită lung la feciorul de la fereastră. Cum de nu înțeleg oare semnele vremii aceste mădulare din osul lui și de ce nu se pregătesc cu o sârdie pentru o viață care multe căderi și mulți căzuți va să mai numere? Acum chipurile stă și citește, dar de la școlele din Cernăuți, 7 ani, tot note netrebnice i-a adus în fiește ce vară ca toți ceilalți. Căminarul își măsura feciorul cel mai mare cu asprime în care se afla poate și iubire, însă o iubire după firea sa, despotică și fără mlădiere. Harieta aștepta, uitându-se în sus, ca un pitic la un idol uriaș. Gheorghe Minovici îi lepădă ștergarul în brațe, de la înălțime. Întrebă, unde Iorgu? Nu știu, strânse din umeri copila. Meșterul Ilie? Nu știu nici pe el pe unde să fie. Pe Neculai l-am lăsat la câmp, dar de haimanaua de Mihai aș vrea eu să aflu ce-i cu dânsul. Mi se pare că iarăși s-au împlinit 2 zile de când numai catadixește să dea pe acasă. Ba nu, tată, era pe aici. Mai din aure l-am văzut eu, minți copila, cu gând să apere rătăcitorul de urgia părintelui. Scăzuse glasul și trăgea cu coada ochiului spre fereastra lui Șerban. Răsuflă ușurată, nu auzise. Dădu semne de neîncredere părintele. Era pe aici? Toți s-ar cuveni să fie pe aici. Să-mi aduni pe toți înainte de masă, fiindcă am să fac divan mare. Spune rândașilor să-i caute și să-i aducă la târlă. Hotărârea tăioasă din voce nu anunța nimic bun. Șerban se ghemui mai firav și mai încovoiat pe foile cărții. Căminarul își netezi cu amândouă mâinile barba, mustățile și părul țepos. Își drese glasul și intră în casă. Harieta așteptă să se depărteze pașii, să sune cealaltă ușă închisă în clanță. Nu se mai gândea la poveștile lui Mihai, pe care cu atâta nerăbdare se pregătise să se le asculte diseară. Nici nu mai vedea dând căușul cu puterea lui Făt Frumos ca să îngenunche zgripțuroaica și să-i facă numai decât capătul. Pe toate acestea le uitase. Era o poveste mai apropiată și mai cumplită la mijloc, divanul și gârbaciul. A scutit urechea să asculte. Privi împrejur, plecase și Șerban de la fereastră. Se înălță și rotunjind palmele corn, începu încă o dată să cheme. Mihai! Mihai! Hai, hai, o ajutau îngânând glasuri subțiri și tainice din vâlcele. Hai, hai! Rătăcitorul era însă prea departe ca să-l audă aceste glasuri.